clipul de astăzi vă voi arăta cum se salvează o orhidee fără rădăcini și cum o putem încuraja să producă alte rădăcinuțe noi. Aici am o orhidee Cattleya, care este foarte, foarte deshidratată, după cum puteți vedea. Aceasta este o divizie. Am tăiat special orhideea și am divizat-o. Și aceasta este orhideea care mi-a răspuns cel mai greu la stimulenți, însă până la urmă a răspuns. Și uitați că după divizare aici a început să-mi crească un nou lăstar care produce o nouă rădăcinuță aici. Ce să vă spune despre orhideile fără rădăcini? Sunt multe motive pentru care o orhidee poate rămâne fără rădăcini. Aceștia sunt bulbii din spate ale orhideei și este normal să nu aibă rădăcini. Însă vă puteți trezi cu o orhidee cu rădăcini putrezite, nu știu, ați cumpărat-o și substratul era prea vechi sau nu v-ați dat seama și ați ținut-o prea mult în substratul organic, precum mușchi sau scoarță. Toate aceste substraturi, după un anumit număr de ani, încep să se descompună, iar rădăcinile orhideei vor muri. În cazul meu, în mod normal, rădăcinile de la vechii bulbi încet, încet vor muri pe măsură ce orhideea crește și se dezvoltă din ce în ce mai mult. Rădăcinile vechi nu mai sunt la fel de viabile și atunci orhideele omoară. Acest lucru este perfect normal, iar eu aici am vrut să fac o divizie, așa cum v-am explicat, și aceasta a funcționat. Cu toate că ea acum este foarte deshidratată, ea își va reveni. În toată această perioadă, după divizare și până acum, apropo, aceasta este o Cattleya gaskeliana, este o orhidee specie, iar așa crește în natură, deci nu este un hibrid. În toată această perioadă am pus-o într-un pahar cu mușchi la bază și l-am ținut constant umed. Acum chiar are apă, de obicei era doar umed. Bineînțeles că în ultimele 2 luni, cred că a stat așa, acest mușchi a putrezit deoarece l-am ținut în permanență ud. Așa, dar acum vă voi arăta cum o vom salva în continuare și cum voi încuraja rădăcinuțele acelea să crească în continuare și cum voi ajuta orhideea să se rehidrateze. Aici am o mostră de la platforma grădinar.ro. Este mușchi de copac de la Dr. Soil și astăzi vom face un review pentru el odată cu acest tutorial. Înainte de toate, va trebui să scoatem mușchiul din punguță și să-l hidratăm. Pentru aceasta, aici am pus niște apă de ploaie cu niște calciu. Deoarece orice orhidee fără rădăcini, automat are deficiență de calciu și am să vă explic și de ce, dar am un videoclip mult mai extins despre acest lucru. Deci, calciul este unul dintre nutrienții care odată ce a fost folosit, se localizează pe țesuturile vechi și nu poate fi translocat de la țesuturile vechi, de exemplu de la frunze și bulbii vechi, către noul lăstar. Și atunci avem șanse foarte mari ca noi lăstari să crească mai mici, să aibă vârful frunzuliței negru, să aibă rădăcinuțe care s-ar putea să facă vârfuri negre, da? Acestea sunt simptome ale calciului, ale deficienței de calciu, mă scuzați. Și atunci este foarte, foarte important să încercăm să asigurăm în perioada asta calciu orhideei, pentru ca imediat ce acele rădăcini vor fi capabile să absoarbă umezeală, orhideea deja să înceapă să își ia nutrienții necesari. Acum, pentru început, după cum am spus, voi lăsa acest mușchi pentru aproximativ 20 de minute în apa aceasta cu calciu. Am pus aproximativ 150 de părți pe milion de calciu. Eu folosesc calciu, nitrat de calciu de la Cana, pe care îl cumpăr de la Indoor Gardens. Acela cred că este cea mai bună sursă de calciu. Apropo, am zis că voi face un review. În mod normal, noi nu trebuie să avem toate aceste impurități în omos, da? În mușchi, adică pentru că ele vor putrezi și oricum ar fi este mai, ori sunt aceste impurități mai țepoase, să zic așa, ne putem înțepa, deci chestiunea asta mie nu-mi place, să am iarbă prin mușchi.
Personal, am cules mâși din pădure și știu foarte bine în ce stadiu se găsește, dar producătorul trebuie să facă eforturile necesare pentru a îl menține cât mai curat. Acestea fiind spuse, nu este neapărat un lucru rău, doar că dumneavoastră nu trebuie să folosiți toate aceste bețișoare, ci va trebui să le scoateți din mâși. Îl voi lăsa să se mai hidrateze. Și după aceea îl voi scoate complet. Deci noi aceste bețe nu trebuie să le folosim. Pe noi ne interesează să folosim doar mușchiul. Din nou, dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre deficiența de calciu la orhidee, despre simptome, aveți un link în descrierea videoclipului și în secțiunea cu comentarii mai jos. Până atunci, voi lăsa mosul să se hidrateze și revin. Ok, dragilor, mușchiul s-a hidratat complet. Am reușit să-l curăț complet de impurități și uitați-o leacă câte bețișoare am avut. Nu aș putea spune neapărat că mi-a plăcut acest lucru, dar nu contează. Așa, pentru a salva orhideea dumneavoastră, va trebui să alegeți un ghibeci care este pe măsura orhideei dumneavoastră. În cazul meu, folosesc un ghibeci de 9 cm. Și vă puteți imagina că putea fi plantată chiar și într-un ghiveci mai mic. Însă eu vreau ca orhideea mea și să fie stabilă în ghiveci, da? Deci pentru o phalaenopsis normală, aș pune într-un ghiveci de 12 cm. Ne interesează să fie transparent, deoarece vrem să vedem în ce stare va fi mușchiul, pe măsură ce vor crește rădăcinuțele, în ce fel se vor adapta. Deci, cam asta aș face. Acum mosul acesta văd că este compus atât din bucățele mai mărunte, cât și din firicele mai lungi. Acest lucru este în regulă. Este un mos de o bună calitate. După miros îmi pot da seama, dar eu am cam văzut cam toate brandurile de pe piață. Așa. Însă nu aș spune neapărat că este o calitate premium. Acest lucru nu este rău. Deci mosul este de o foarte bună calitate. Acest mos, într-un ghiveci în care îl veți ține complet umed tot timpul, se va descompune în maxim 6 luni. Într-un ghiveci folosit ca într-un mix cu scoarță, la care îl veți lăsa să se usuce între udări, va rezista între un an și un an și jumătate. Eu recomand să replantați orhideele din mușchi înainte să înceapă să se descompună. Deci, în cazul meu, pentru că voi salva această orhidee, deoarece ea nu are rădăcini, vrem să ținem substratul tot timpul umed și atunci eu nu o voi lăsa să se usuce între udări. Acest lucru va face automat ca mușchiul să se descompună mai repede. Și când mușchiul se descompune, el devine acidic, da? Și prin acidic, asta înseamnă că pH-ul va fi modificat. Și orhideelor le place ca substratul să aibă un pH între 5,5 și 6,5. Ei, mosul oricum are o natură acidică, dar când el se va descompune, va scade sub 5,5. Problema este că atunci când scade sau avem modificări de pH, orhideea noastră nu va mai absorbi nutrienții corespunzători. Deci fiecare nutrient este absorbit mai bine la un anumit pH și anumiți nutrienți nu pot fi deloc absorbiți dacă pH-ul este sub 6,1, să spunem. Deci, din acest lucru, consider eu că este mai bine să replantezi orhideea puțin mai devreme înainte să înceapă să se descompună. Puteți vedea cum am umplut ghiveciul cu mușchi și acum mă asigur că are de jur împrejur suficient. Lăstarul meu este undeva aici la bază și mă asigur că nu îl voi îngropa, însă vreau să aibă multă, multă umiditate. Voi folosi acest mos așa cum este el, ud, de aici. Și probabil că va trebui să-l ud cam în fiecare săptămână. De asemenea, deoarece orhideea este deshidratată,
Aș recomanda o fertilizare foliară, în cazul acesta în timpul nopții, deoarece orhideea Cattleya își deschide cuticulele în timpul nopții pentru a absorbi umezeală. De asemenea, Phalaenopsis este așa, Dendrobium Phalaenopsis. Iar orhideile cu frunze subțiri, precum Zygopetalum, Meltoniopsis, Oncidium, își deschid cuticulele în timpul zilei. Deci, mare atenție când fertilizați foliar, deoarece dacă fertilizezi foliar ovanda, de exemplu, în timpul zilei, este inutil. Efectiv, folosesc produsul degeaba. Puteți vedea că orhideea mea acum nu arată neapărat foarte bine, dar își va reveni în timp. Am foarte multă experiență și am salvat teribil de multe orhidee folosind această metodă. Acum, deoarece mușchiul este deja umed, eu nu-l voi mai uda. Dar, după cum am spus, peste aproximativ o săptămână voi uda din nou. Orhideea trebuie neapărat ținută într-un mediu cu aproximativ 20-23 de grade și fiind o orhidee care se recuperează și este deja deshidratată, va trebui să îi asigurăm și o umiditate mai mare în aer și mai puțină lumină. Cu toate că o Cattleya necesită multă lumină, eu o voi ține acum într-o lumină potrivită pentru Phalaenopsis, de exemplu. Deci vă puteți imagina că nu îi voi da foarte mult soare. Mă aștept ca în aproximativ 2 luni orhideea deja să arate cu aproximativ 50-70% mai bine, mai hidratată, deoarece lăstarul deja începea să crească noi rădăcinuțe. Acum, despre mosul acesta, pot zice că îmi place foarte mult cum miroase, îmi dau seama că are o calitate bună, cât de repede se va descompune, vom vedea. Voi mai planta o orhidee în acest mos care va fi lăsată să se usuce între udări, o orhidee care are deja rădăcini. Am să mă gândesc, s-ar putea să fie Boranghiera nelly-Aylor sau unul dintre Dendrobium Phalaenopsis. Am să mă mai gândesc la acest aspect. Însă, după cum am spus, vreau să văd și cât de repede se va descompune acest substrat și ca să văd cât de repede se descompune, va trebui să utilizez și o altă orhidee, deoarece aici se va descompune mai repede, deoarece va sta complet ud tot timpul, nu se va usca între udări. În afară de acest lucru, pot să spun că calitatea mosului este foarte bună. Nu prea îmi place mie care atât de multe gunoaie în el, dar pot fi curățate cu ușurință. Deci chiar nu am transpirat scoțând bețișoarele din mos. Până la urmă vine de pe jos, din pădure sau de pe copaci. Este normal să avem impurități. Și este foarte greu pentru producător să-l curețe perfect. De asemenea, prețul este foarte, foarte bun. Nu mai mi-aduc aminte cât costa punguța aceasta. Știu că aici era o punguță de 30 de grame de mușchi de la Dr. Soi și era, cred că, în jur de 6 lei, 5 lei, nu mai țin minte. După cum am spus, aceasta este o mostră, deci eu nu am plătit-o, dar cam aceasta ar fi prețul pentru voi. Îmi place de asemenea că se livrează în punguțe mici, nu obligă oamenii neapărat să cumpere o cantitate foarte mare. Raportul calitate-preț este foarte bun și voi face un update peste vreo 4 luni maxim, să spunem. Poate chiar și peste 2 luni să vă arăt cum s-a hidratat orhideea. Mulțumesc pentru vizualizare! Să ne vedem cu bine data viitoare! La revedere!